statul Israel a luat măsuri foarte drastice pentru combaterea răspândirii coronavirusului, având în vedere că până în acest moment sunt înregistrate aproape 1000 de cazuri, dintre care circa 20 sunt grave. S-a înregistrat și un singur deces, un bărbat în vârstă de 88 de ani, născut în Ungaria și supraviețuitor al Holocaustului. Marele secret ni l-a împărtășit Naftali Bennett, ministrul apărării din Israel, și anume izolarea populației în vârstă, care este, așa cum se știe, cea mai expusă. Desigur că veți spune că acest fapt se știe clar, că marea majoritate a celor decedați a fost formată din persoane în vârstă. Ceea ce este demn de remarcat la această declarație este faptul că ea a fost făcută de ministrul apărării și știm foarte bine ce rol important are armata în statul Israel, confruntat în permanență cu o stare, dacă nu de război, măcar de vigilență și de pregătire permanentă. De ripostă. În perioada următoare trebuie să avem grijă de bunici, de cei în vârstă din familia noastră, de vecini și de cei care au nevoie de ajutor de la distanță mare, a declarat Bennett. Declarația a venit în contextul în care specialiștii israelieni avertizează că în perioada următoare o bună parte a populației ar putea contacta virusul fără să aibă simptome și treptat această majoritate va dezvolta imunitate la virus.